Întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie liberarea voastră. Aleluia! Aleluia. Domnul să fie cu voi! Cu Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca Aleluia. În acel timp, unora care vorbeau despre templu, că este ornamentat cu pietre frumoase și daruri votive, Iisus le-a spus, cât despre lucrurile acestea pe care le vedeți, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Ei l-au întrebat, învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele au să se întâmple? El le-a zis, vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu, spunând, eu sunt și timpul este aproape. Nu mergeți după ei. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți că și trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul. Apoi le spuneam, se va ridica un neam împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cu cutremure mari și în diferite locuri foamete și epidemii. Vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta. Vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă vor duce în fața regilor și a guvernanților din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneți la inima voastră să nu vă pregătiți dinainte cum vă veți apăra, căci eu vă voi da grai și înțelepciune, Cărora niciunul dintre potrivnicii voștri nu le vor putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, în luna noiembrie, Biserica ne propune să medităm lucrurile de pe urmă, de care vom avea parte toți. Acestea sunt moartea, judecata, cerul sau iadul. În general, nu suntem prea atrași de aceste subiecte, mai ales că vine vorba și despre moartea noastră și moartea acestei lumi din care facem parte, moartea universului. Nu suntem atrași de aceste subiecte, spun, pentru că sigur vine și o judecată, suntem cumva întrebați de ce am făcut cu darul care ne a fost pus în mâini, viața noastră, libertatea noastră. Și toate acestea trezesc oarecum așa o stare de îngrijorare în sufletul nostru. Și pe cât posibil amânăm cumva meditația, gândul la aceste lucruri. Și totuși ele sunt importante. Astăzi ni se vorbește chiar despre sfârșitul lumii. Sigur, în mod indirect, pentru că Isus spune, vor fi evenimente care prevestesc, care anunță acest sfârșit. Dar voi până atunci să nu vă îngrijorați și să vă comportați ca și cum totul curge potrivit voinței lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ar trebui să avem o privire asupra vieții noastre, asupra istoriei noastre, asupra lumii, care să semene cât de cât cu privirea lui Dumnezeu. Ca să vă dau un exemplu, cineva s-a gândit să numere miliardele de ani de la originea acestui univers, circa 14,5 miliarde de ani, în kilometri și a spus că dacă numărăm așa timpul care s-a scurs de la Big Bang până astăzi, atunci ISUS este lângă noi la 2 metri. Adică chiar îl putem atinge. Este atât de aproape. Asta înseamnă să ai o privire asupra istoriei globală, generală, universală și să nu idolatrizezi un fragment. Chiar și viața ta să nu cumva să o ridici la nivel de, de idolatrie, pentru că atunci există riscul să te închizi și să te pierzi. Într-adevăr, atunci când se schimbă o lume, se schimbă și lumea noastră și viața noastră personală, lumea din care facem parte, suntem invitați să luăm act de această schimbare și să participăm activ la ea, în așa fel încât să prindem sensul istoriei încotro se îndreaptă lumea. De pildă, când s-a întâmplat în 1989, evenimentele acelea de schimbare de regim politic și social, sigur, am trăit sub dictatură și am intrat de atunci încoace într-un regim de libertate, care trebuie cumva asumată, care trebuie cumva educată, trebuie formată, nu vine de la sine libertate. Dar unii au refuzat schimbarea și au rămas în continuare tributari acelei lumi adică au o mentalitate de sclavi sau fi de sclavi și nu știu ce se facă cu darul libertății. Iată de ce, în ciuda faptului că o lume s-a sfârșit, o lume s-a terminat, în continuare există reziduri ale lumii vechi și în zilele noastre. Se petrece fenomenul acesta de multe ori și suntem invitați astăzi cu Isus care îndeamnă pe discipoli să-și deschidă ochii și să vadă semnele timpului, să vadă semnele schimbării, să sesizăm și noi aceste lumi care se transformă, care se schimbă și să prindem sensul lor, sensul lor mântuitor. Iată care ar fi așadar prima, prima atitudine, ascultând cuvântul lui Iisus astăzi, să încercăm să deschidem ochii, și să exercităm acel discernământ despre care vorbește Isus și să nu confundăm sfârșitul unei lumi particulare, locale sau personale cu sfârșitul lumii în ansamblul ei. Pentru că ne avertizează Isus, acest lucru nu, nu este știut, nu este comunicat. Însă, avem certitudine acestui sfârșit prin ziua Domnului pe care noi o celebrăm săptămână de săptămână. Este o a lui Dumnezeu la care suntem chemați să participăm toți și în care exprimăm această credință că lumea se va sfârși. Pentru că altfel, ea este alcătuită din această luptă dintre bine și rău, dintre muncă, dreptate, nedreptate și așa mai departe. Dar atunci când te odihnești, ești cumva părtaș la ființa lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu și afirm, repet, respectând ziua de duminică, afirm că lumea aceasta va avea un sfârșit. E bine, dar trebuie să deschidem ochii. Să deschidem ochii, să înțelegem ceea ce facem și de ce facem și să ne comportăm ca atare pentru că traversăm aproape toată viața noastră momente de criză. Și crizele despre care vorbește și Evanghelia astăzi sunt chiar reale. De pildă, referința la sfârșitul templului sau la dărâmarea templului, prăbușirea templului, o construcție impresionantă, era o trimitere pentru ucenici la ceea ce urma să se întâmple cu Dumnezeul Vechiului Testament, care era mărginit circumscrisului popor și risca să devină un Dumnezeu național particular. Isus, afirmând că templul acela se va dărâma, va dispărea, vrea să afirme, de fapt, vrea să susțină, de fapt, că Dumnezeul care vrea mântuirea lui Israel, vrea mântuirea tuturor oamenilor, este un Dumnezeu al tuturor. Iată cum se confruntă așadar și astăzi, dar mereu e așa, un Dumnezeu național care gestionează doar treburile poporului meu sau ale mele particulare și Dumnezeul celorlalți este cumva indiferent sau inferior Dumnezeului meu. Timpul de criză așadar aduce în fața ucenicilor această realitate escatologică, o, spun, o spunem noi, adică se referă la lucrurile de, de pe urmă, pe care Isus le inaugurează în persoana Sa, în moartea și în vierea Sa, și spune că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul lui uh, uh, poporului ales, este Dumnezeul care locuiește până la urmă în inima fiecăruia. Și este un Dumnezeu al inimii, este un Dumnezeu interior. E o revoluție, e o schimbare pe care o anunță Isus și dărâmarea templului, care a avut loc în anul 70, dar a început prin anul 64, marchează această schimbare de paradigmă a raportului nostru față de Dumnezeu. Nu este doar Isus al meu, cum am mai văzut un titlu de carte nu știu pe unde, așa, ci este Isus al nostru, al tuturor. Este un Dumnezeu al nostru, este un Dumnezeu universal. E bine, să trăiești această relație cu Dumnezeu universal înseamnă că trebuie să-L cuprinci pe aproapele în religia ta, în credința ta, în trăirea ta. Și primul eveniment la care face Isus referința aici în Evanghelie este dărâmarea templului și este o, să zic așa, o constantă, dacă vreți, a crizelor care în sine sunt revelatoare, adică apocaliptice. Fiindcă apocalipsă, asta înseamnă revelație. Cu alte cuvinte, orice criză este apocaliptică, fie la nivel mic, fie la nivel mare, pentru că revelează ceva, descoperă ceva, ne arată ceva. Ce le-a arătat această criză a dărâmării Templului ucenicilor? Că nu este doar Dumnezeul lui Israel, ci este Dumnezeul tuturor, este un Dumnezeu universal. A doua caracteristică a crizei la care Isus îi invită pe ucenici să deschidă ochii și să vadă semnele înscrise în ea este persecuția. Tot atunci, în această perioadă, a murit diaconul Ștefan, ucis de pietre, și de asemenea a fost sacrificat apostolul Iacob. Aceste evenimente nu au trecut așa fără niciun fel de, eu știu, ecou sau vibrație în interiorul primei comunități de ucenici. Dar ce a făcut Luca? A încercat să citească Dramele prin care ei treceau, persecuțiile la adresa lor, în lumina cuvântului lui Isus. Și de aceea se termină Evanghelia: ridicați-vă privirea. Nu mai stați cu, cu privirea în jos la ceea ce vi se întâmplă, ci ridicați-o spre Isus, care va veni a doua oară, spre cuvântul său și în lumina cuvântului său, citiți evenimentele la care luați parte. Și, dar, criza sau. Apocalipsa despre care se vorbește astăzi, apocalipsa în sensul de revelație deci a, unui, a unui destin al istoriei noastre personale sau a comunității noastre, este marcată de două evenimente majore, și anume de dărâmarea Dumnezeului personal sau idolatrizat, dacă vreți, care a devenit idol, circumscris unei națiuni sau unei structuri, unei instituții, și apoi... Persecuția care însoțește această criză, această continuă uh, avansare spre, spre Isus care se întoarce a doua oară. Dacă am fi riguroși până la capăt și am citi acest eveniment în lumina celor ce se întâmplă astăzi, am putea spune că și această catedrală va dispărea. Sunt unii care probabil sunt atrași doar de frumusețea ei exterioară și idolatrizează cumva cărămida sau ansamblul arh arhitectonic de aici și nu-l descoperă pe un Dumnezeu al tuturor, pe Dumnezeul tuturor oamenilor, tuturor ființelor. Va dispărea și catedrala San Pietru, bazilica San Pietru, vor dispărea toate nu va rămâne nimic. Gândiți-vă pe scara istoriei, câte n-au fost în istoria bisericii noastre. Nu mai e nimic din Hipona, unde a fost episcop Augustin. N-a mai rămas piatră peste piatră. Totul a dispărut. Dar ce a rămas? A rămas Spiritul lui Hristos, Cuvântul lui Hristos, în oameni, în interiorul lor, în inimile lor, așa cum asigură Isus la sfârșitul Evangheliei. Nu vă îngrijorați, pentru că nu va dispărea nici măcar un fir de păr de pe capul vostru. Dumnezeu știe. Are grijă de voi. Iată raportul care trebuie acum aici pus în balanță și a avut un discernământ și inclinată privirea noastră spre oameni, spre interiorul lor sau spre noi înșine, spre inima noastră și să nu ne balansăm prea mult în exterior, spre lucrurile materiale, fiindcă acestea ar putea să ne îndepărteze de Dumnezeul tuturor lumilor posibile și inclusiv al lumii mele. Mai este încă un aspect al crizei, sau în general al, al, al unui eveniment apocaliptic, și anume că este ceva ambigu, greu de descifrat, greu de înțeles, și de aceea sunt unii care se erijează în interpreți ai crizelor și dau, nu așa, dau și soluții și spun ce trebuie făcut. Iisus, astăzi în Evanghelie, chiar ne atrage atenția. Să nu-i urmați pe acești care vă dau asemenea soluții, pentru că ele sunt necesare și ele vin în continuu, crizele acestea. Dar noi să învățăm atitudinea pe care ne-a sugerat-o și Sfântul Apostol Paul în a doua lectură, adică să muncim în pace, liniștiți, pentru că suntem în mâinile Lui Dumnezeu, și prima lectură care ne-a spus să nu săvârșim nelegiuiri, adică să fim de partea dreptății. Și cu Sfântul Apostol Paul de partea... Păcii. Și să continuăm mai departe, văzând că în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu, toate acestea au un sens. Așadar, crizele sunt încărcate de această echivocitate sau ambiguitate și de aceea referința noastră ultimă este Cuvântul Lui Isus. La El trebuie să apelăm ca să înțelegem sensul lucrurilor la care noi participăm sau al evenimentelor la care participăm. Ambiguitate. Și... Cred că mai este încă ceva în, în crizele acestea, și anume e faptul că de multe ori ele au o putere de, de vrajă, dacă vreți, sau eu știu, de așa, de a atrage cumva subiectul uman, cel care participă, încât el se îmbracă în gesturi care îl îndepărtează de a găsi, să zic așa, sensul în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și ca să explic lucrul acesta, vă fac o trimitere către filmul Titanic din 1997, dacă l-ați văzut, dacă nu, poate îl vedeți, film de dragoste, dramă, și acolo rămâi impresionat de faptul că, la sfârșit, în timp ce vasul, pachebotul acesta se scufundă, orchestra continuă să cânte, până la sfârșit, deși vasul acesta se scufunda. Eu o imagine a ceea ce se întâmplă și cu noi. De multe ori, când avem, eu știu, o situație de criză personală sau în familie, căutăm niște mecanisme de apărare, în așa fel încât să evităm confruntarea cu situația ca atare. Și să ne îmbrăcăm, nu știu, fie cu un gând de plăcere sau, eu știu, de, evadare, oricum, din această situație. Și unii evadează prin alcool, prin droguri, prin, eu știu, plăceri, distracții, de tot felul. Nu, să nu vadă cumva criza în față. Ei bine, Astăzi suntem chemați deci să găsim, să descoperim cumva rădăcina a ceea ce ni se întâmplă și în lumina cuvântului lui Dumnezeu să propunem o soluție. Adică să adoptăm o soluție. Dar cum am spus, să nu iasă din acești parametri pe care îi fixează astăzi lecturile de la, de la Sfânta Liturghie. Munca în pace, adică de partea păcii și apoi evitarea oricărei nelegiuiri. Acesta este Dumnezeul cu care noi ne vom întâlni la sfârșitul vieții noastre pământești și ne vom întâlni și la sfârșitul lumii, la a doua venire a lui Isus și vom fi judecați după aceste criterii pe care le-am ascultat astăzi. Adică dacă am fost sau n-am fost de partea lui Dumnezeu. Dacă în timpul crizei am rămas acolo și n-am fugit pentru că o criză. Are și acest aspect, să-l adaug și pe acesta, și anume de a revela ceea ce suntem noi, cum suntem noi, în toată goliciunea noastră. De pildă, apostolii astăzi se văd egoiști și înfricoșați. Iată o atitudine a apostolilor care stau în preajma lui Isus. Și noi avem la fel, o mulțime de astfel de atitudini sau comportamente care nu sunt adecvate, să spunem, trăirii Evangheliei sau Comuniunii cu Isus. De aceea judecata care va veni pentru fiecare dintre noi începe deja aici și prin discernământul nostru putem să trecem de partea lui Dumnezeu. Așadar, să ne deschidem ochii, să ridicăm privirea spre înălțim, spre Hristos care se întoarce a doua oară, să-i ascultăm cuvântul și în lumina acestui cuvânt să citim crizele prin care trecem, convinși fiind că chiar dacă barca vieții noastre se scufundă, Iisus e cu noi și nu ne, las, nu ne va lăsa să murim, El ne va salva. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos!